Doamnelor și domnilor, bună seara! Cu puțin timp în urmă, președintele Klaus Iohannis vorbea despre succesul președinției României. Președinția rotativă a României s-a încheiat în cursul acestei zile, fiind preluată de către Finlanda. Este același președinte, Klaus Iohannis, care undeva spre sfârșitul anului trecut ne avertiza pe toți, și nu doar pe noi, ci și Europa, de faptul că România nu este niciun fel pregătită să preia această președinție. Vă aduceți aminte? Dacă nu vă aduceți aminte, vă reamintesc eu cum se sugera chiar că ar fi bine să se sară peste România și să se meargă direct la Finlanda, țară care preia astăzi președinția Uniunii Europene. Klaus Iohannis, cel de astăzi, îl ascultăm acum. Nu este în sine o catastrofă. Au mai fost mandate care au început după lungi negocieri. În final este important să se găsească soluții care sunt viabile și acceptabile. Domnule președinte, în cadrul negocierilor pentru conducerea instituțiilor europene, era prevăzut să se țină cont de un echilibru geografic, astfel încât și țările din Est să fie reprezentate. Și dumneavoastră v-ați aflat printre favoriți. În cazul în care se va respecta acest echilibru geografic, cum ar trebui să acționeze aceste persoane pentru ca și vocea țărilor din Est să se facă mai bine auzită? Eu sunt ferm hotărât să mă implic total pentru a obține acest echilibru. Din punctul meu de vedere, este inacceptabil să nu avem o persoană într-o funcție importantă care provine din țările care au devenit mai recent membre ale Uniunii Europene. Și, evident, o persoană aleasă în funcție de conducere trebuie să se implice pentru Uniune, nu pentru statul membru din care provine. Dar întotdeauna e important să fie persoane din toate zonele, fiindcă la o adică negocierile trebuie să, de orice fel, trebuie să țină cont și de o problemă care este importantă. Nu trebuie să apară noi și noi falii și falea între Est și Vest, care s-a cam atenuat, nu trebuie să se redeschidă bună oară, și pentru acest lucru este nevoie de o echilibrare și din acest punct de vedere, adică criteriul geografic. Întrucât ați închis speculațiile privind viitorul dumneavoastră politic, spunând că doriți să rămâneți președintele României, de ce tot această decizie și, practic, ce vă propuneți să faceți pentru România europeană, pornind chiar și de la acest Consiliu European decisiv? Da, eu îmi propun să fac foarte multe pentru România europeană și pentru asta vreau să fiu președintele României. Domnule președinte, este ultima zi a președinției române a Consiliului. Și ca în cazurile în care avem de-a face cu un succes, cu un rezultat pozitiv, foarte multe voci își asumă acest succes, în opinia dumneavoastră, și trebuie atribuit creditul specialiștilor, diplomaților, politicienilor care au lucrat pentru acesta. Eu cred că toată lumea a constatat că echipa, care este o echipă mare, care a lucrat la Bruxelles, a dus greul acestei președinții. Dar evident, lucrurile nu se mișcă în politică fără politicieni, și atunci pot să spun că toată lumea care s-a implicat cu bună credință a contribuit la succesul nostru. Mulțumesc!